Mă bucur foarte mult să fiu în această seară la dumneavoastră. Am avut o sărbătoare frumoasă. A prezentat fratele pe soția mea, Ina, cea mai frumoasă dintre femei. Dar n-a prezentat și pe sora mea, nu știu fie aici, sora mea, Nina, și cu soțul ei, Iurie, care azi a botezat. Și adaugă sora mea, că seamănă cu mine, că e cea mai frumoasă și ea. Domnul să-i binecuvânteze. Și împreună cu ei mai este Tamara, cu soțul ei, Gheorghe, doamne, sar din Giorgiulești. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei, ca să apuce și ei calea Domnului cât mai curând. Amin. Tema la care aș vrea ca să ne gândim în această seară este omul de care se folosește Dumnezeu. Și nu mai este temeia pe aici, nu știu cui vedeți asta. Aici așa, și redeți la măgurile noastră? Deci, o fetiță mică care am rugat-o pe mamă să-mi aducă apă și mi-a dus foarte repede, apoi un pic la soție repede l-a dus. Acum, vedeți, un copil mic s-a lăsat folosit în mâna Domnului cu niște lucruri mici. De aici se începe. Și acum vreau să vorbesc cum noi maturii putem să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu ca să folosească de noi un chip minunat. Acum am auzit că sunt tineri în parc cu tineri foarte frumos. Vă lăsați ca o sculă în mâna lui, ca să se poată folosi părintele de voi, tata de voi. Acum am și eu acasă 6 copii care ne așteaptă. Văd că și aici la biserică aveți mulți copii, mă bucur mult. Domnul să-i binecuvânteze pe toți ca să crească sănătoși și credincioși. Asta e tare cu patru. 4 copii sunt născuți în familia noastră, poate mulți se gândesc așa mulți, prea tânăr pentru așa mulți. 4 sunt născuți în familia noastră, 2 am adoptat, că le-au murit părinții. Dar toți sunt copii noștri, nu vreau să fac grănița asta, toți sunt noștri, toți 6. Și acum vreau ca să vedem cum se poate folosi Dumnezeu, începând de la copii și până la cei mari, cum putem fi niște vase bune în mâna Lui. Și s-a citit acest verset, vreau să-l mai recitesc și încă o dată, într-un context foarte ostil, foarte greu. Dacă vă uitați din context, spune că mai mari uneltesc, preoții calcă legea, căpiteniile sunt ca niște lupi, prorocii spun minciuni, poporul se dă la sărnicie, parcă te uiți tot în jur, în sumbru, în negru, urât, greu. Și aici se aude vocea lui Dumnezeu prin prorocul Ezechiel, caut printre ei un om care să înalțe un zid, să stea în mijlocul spărturii pentru țară, dar nu găsesc niciun. În Biblia mea, lângă acest verset în anul 2005, m-am publicat în 2000, în 2005, s-a atins Dumnezeu într-un mod deosebit de mine prin acest verset. Și parcă am simțit inima lui Dumnezeu bătând și căutând omul ăsta, și păvind în jurul meu atunci, vedeam că în ceea ce-i scris, multă răutate în jur, în locul în care eram. Și am spus, Doamne, dacă cauți un om, eu vreau să fiu omul acela. Și am scris în paranteză data, ziua, zic, de azi înainte, eu sunt omul acela care îl cauți. Spune-mi ce vrei să fac. Și dacă vă gândiți, gata, Dumnezeu și-a găsit omul în 2005, nu-i așa, încă mai caut așa azi. Caut un om în Canada, caut un om în America, caut un om în Europa, un om care să stea în mijlocul spărturii pentru țară. Și când spune un om, nu se referă la o singură persoană. Un om în locul în care Dumnezeu te-a pus și te-a sădit, vrea să folosească de tine. Și ce vreau să vă mai spun din start, chiar de la început, că la 1 Petru, capitolul 5, 8, mai găsim încă un verset tare interesant. Și când le punem ca un puzzle lângă acest verset, se primește ceva tare frumos. Spune Petru așa la 5:8, fiți treji, dar și vecheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să-i înghită. Sunt foarte atenți. Dintr-o parte ne caută Dumnezeu ca să ne folosească pentru împărăția Lui, ca să ne folosească, ca să ne binecuvânteze. Din altă parte ne caută cel rău, satana, ca să ne înghite, ca să ne devoreze. Și cheia e în mâna noastră. De cine vrei să te lași găsit? Deci nu poate să meargă nici cel rău peste voința ta, nici Dumnezeu. Tu alegi cu ei să-i deschizi inima. Caut de mult, dar încă n-am găsit. Poate, dacă știți unde să mă ajutați, caut un
de sine, așa portret, nu știu cum se spun, bate Iisus la o ușă, fără manier. La evrei, manierul era pe dinăuntru. Deci nu puteai intra de afară, dar stăpânul casei nu se ridica din confortul lui ca să-ți deschidă ușa. De aia spune la Apocalipsa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Acum, de ce vă spun? Noi acum stăm fiecare în confortul nostru și ne caută și cel rău, dar să ne înșele, să ne înghită și ne caută și Dumnezeu. Scopul prin această predică, vreau ca Dumnezeu să atingă din fiecare inimă. Și dacă azi încă cineva mai stă confortabil, lăsându-L pe Domnul Iisus după ușă, să lase confortul, să ridice și să-i deschide ușa. N-a să rupă Iisus niciodată ușa. Dacă cel rău e mai, mai cu tupeu, să zic, Domnul niciodată. Dar, apropo, nici El nu intră până când nu-i dai voie. Așa că, Doamne, vorbește, că rogul Tăi ascult. Amin? Și vreau ca să ne uităm la două lucruri. Am împărțit predica sau lecția în două. Cum este acest om de care se vorbește de Dumnezeu? Cum e caracterul lui? Cum trebuie să fie? Și doi, ce face? Ce acțiuni face? Și acum să ne cercetăm fiecare dintre noi dacă suntem așa cum ne vrea Dumnezeu. Și doi, dacă facem ceea ce vrea El ca să facem. Ca să vedem, putem folosi de El sau nu. Și la prima întrebare, cum este? La Romani 3:28 găsim scris așa. Socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Pentru că noi credem că omul e socotit cum? Prin credință, fără faptele legii. Cu alte cuvinte, este un om pocăit, un om care are o relație cu Dumnezeu, nu o religie. Eu sunt pentecostal, eu sunt baptist, eu sunt ortodox, eu sunt catolic, eu nu schimb religia, eu sunt așa, religia mea e foarte corectă, cea mai dreaptă. Dumnezeu caută un om care e cu adevărat născut din nou prin credință, care nu a moștenit o religie de la cineva, dar care are o relație personală cu Dumnezeu, de aici pornim. Și poate aici a să-mi spuneți, nu e adevărat? Dumnezeu s-a folosit în Biblie și de oameni nepocăiți, ca faraon și ca mulți alții. Dumnezeu s-a folosit în Biblie ba mai mult și de animale, de măgar, din pește, din vierni, în cazul lui Iona. Dacă să o luăm așa, eu n-aș vrea să fiu folosit de Dumnezeu ca faraon sau ca măgarul Palam sau ca peștele din Iona sau ca viermii care înțeapă porcubietele. Vreau mai mult decât atât. Și dacă vă întrebați, poate Dumnezeu să mă folosească pe mine azi în epoca asta modernă, cum a fost mai înainte, cum a folosit pe Domnul Iisus pe cei 12 apostoli? Răspunsul este un da, sigur. Fiindcă chiar Domnul spune, voi veți face lucrări de care? Mai mari decât am făcut eu. Acum nu trebuie să ne conservăm în borcanașul nostru. Noi suntem mici, eu sunt femeie, eu sunt elev, eu sunt nu. În locul în care Dumnezeu te-a sădit, zic, Domnul, folosește-mă la maximum. Cu tot ce am, cu tot ce sunt, vreau să mă folosești la maximum. Dar primul lucru, pocăiești dacă încă nu ești pocăit. Dă mâna ta în mâna Lui, dă inima ta în mâna Lui. Și atunci Dumnezeu a să înceapă ca să lucreze. Al doilea lucru tare important la întrebarea cum este. Nu este un oaspete al Harului. La Efeseni 2:19 este un om din casa lui Dumnezeu. Nu un oaspete al Harului, un om din casa lui Dumnezeu. Azi dimineață când am predicat, am dat și cina la botez, am spus, repet și aici, o spun peste tot și la biserică la noi. Nu iau cina mai des, alții mai rar, alții în prima duminică, în ultima, nu asta contează. Biblia spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să ia din pâine aceasta și să bei din paharul acesta. Cine nu se cercetează, o ia spre osânda lui însuși. Fiecare să cerceteze și așa să ia din pâinea aceasta. Nu să nu ia, dar să ia. Foarte mulți am găsit creștini, surori cu baticuțe,
Și frățiori, așa zici, pocăiți și botezați de mulți ani, care nu iau cina, din cauza că se încearcă cu cineva, cu o rudă, cu un vecin, la servici, și nu poate să iei cina. O lună, două, nouă. E bine, mersi, decât să iau spre o sândă, mai bine nu iau deloc. Hai să vă întrebui, oare chiar așa? Se poate folosi Dumnezeu de tine în așa postură? Nu, nici într-un caz. Acum, când spune Biblia să nu apună soarele pe stimânia voastră, ce vrea să spună cu alte cuvinte? Să știți până apună soarele? Grăbește, spune, de împacă-te cu părâșul tău. Acum, când vorbim de cină la noi, de exemplu, luna, cum e aici, luna? Păi, dragul meu, dacă ești mai greu, ți-e greu, îți stă un nod în gât să spui iartă-mă sau să te împaci, ai 30 de zile până vine următoare cină. Știi de cina? Grăbește, du-te, pocăiește, calcă peste eu tău. Ia cina. Și fii un om, că nu-i vorba atât de mult în cină, a o lua sau nu o lua, cât de atitudinea ta față de ea. Dacă tu ești unul care spun că nu iau ca să nu fii spre o sândă, mai bine stau așa. Acum, întrebarea, când stai neîmpăcat, stai cu ură în tine, cu răutate, să poate folosi Dumnezeu de tine, nici într-un caz. Și-s mulți oaspeți în har, care stau așa într-o stare latentă, nici în cor, nici în pace, intermediare. Sau mai sunt foarte mulți care merg de multă vreme la adunare, dar încă nu s-au dat total în mâna Domnului, nu s-au predat total. Zic, îi las un pic mai târziu, mă las rezerve. Acum discutam cu un tânăr la Galați. Acolo am avut o conferință pentru tineri, au fost vreo 250 de tineri din mai multe biserici. Și la pauză discutam cu unul de vreo 24 de ani și din discuție mă gândeam, e pocăit sau nu-i pocăit? Zic, dă-ți nu trebuie, dar tu ești pocăit? Da, eu sunt mai venit de pocăit, sunt pocăită, hei, zic, și botezat, cred că. Nu, încă n-am la botez, dar de ce? Apoi dacă e botezul, să începe de acum. Că nu știu cum, te-a pus la observație, că nu știu, n-ai făcut, adică e mult mai strâns, așa sunt mai liber un pic. Cum vă gândiți, era pocăit omul ăsta? Să putea folosi Dumnezeu de el? Dar ce crede el despre dânsul? Eu scopul de Dumnezeu. Așa l-am și la satana. Dacă care încă nu era. Măcar că părinții erau foarte buni. Acum, poate și aici sunt foarte mulți tineri, foarte mulți copii, adolescenți. Nu vă gândiți că mergeți în cer andro. Toată familia. Dacă tata predică, merge și fiu numai decât. Nu e adevărat. Fiecare mărturisește păcatul în dreptul lui. Atâta timp cât ești în adunare, dar încă nu ești parte din adunare, tu ești un oaspete al harului. Am văzut un titlu la o carte care m-a făcut să mă gândesc. Stop comersul la biserică. Zic, cum noi internăm pe toți care la biserică, care la biserică, acolo stop comersul la biserică. Zic, cine a fost cartea asta? Ca să o răsfăiesc un pic. Zic, dați de acord cu autorul. Stop comiesul la biserică, ajunge să mergi la biserică, începe să fii biserică. Amin? E una să mergi la adunare și cu totul alta să faci parte tu din adunare. Hristos a să-și răpească la cel biserica lui. Ești tu parte din biserică sau nu? Vedeți? Cum ajungi ca să fii parte din biserică? Mergând la biserică? Mergi la biserică, auzi cuvântul, crezi cuvântul, cuvântul îți străpunge inima, te pocăiești, te botezi, ești membru în trupul lui Hristos și te lași folosit de El. Dacă asta înseamnă biserică. Dacă ești unul care încă nu ești în această postură, azi nu târziu. Al treilea lucru, cum este acest om, este ascultător. Iacov 1:19 spune că e grabnic la ascultare, încep la vorbire și zăbavnic la mânie. Trăim vremurile când toți vor să vorbească și nimeni vrea să asculte, puțin care vor să asculte. Biblia spune, dacă vrei să te lași folosit de Dumnezeu, vrei că El să te folosească, fii un om ascultător. Grabnic la ascultare. Acum, în postura, așa zic, de păstor, ne-am dat seama că de multe ori noi ne grăbim cu sfaturile. Vine cineva, ne întreabă, gata, sfaturi, locuri din Biblie, îi dăm rețete, cum să scape de probleme, repede. Dar unii ori e nevoie doar să asculți pe așa care vine la tine, să ușurezi, să împarte povară. Fără să ți dai sfaturi, te ducă până și dai drum. Spune-mi, ce bine m-am simțit, chiar mulțumesc. Fără sfaturi. Să învățăm, să ascultăm. 4. Credincios stăpânului. Psalmul 84, 12, 57, 7, 8.
încredere sau încredere întotdeauna, pretutindeni și necondiționat în Dumnezeu. Întotdeauna, pretutindeni, necondiționat, puneți nădejde în El. Dacă ai un așa mod de viață, Dumnezeu se poate folosi de tine. Spune, slavă vă este credința, așa? Puțin credinciosul. Doamne, mărește-mi și nouă credința. Apoi, mai departe, este un om încercat, 2 Timotei 2 cu 15, un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Împărțiți drept cuvântul adevărului. Ești școlar, ești, eu știu, la colegiu, la facultate, unde ai fi, la servici, șofer, profesor, unde n-ai fi, caută să semini în piste tot cuvântul Domnului. Cine va semăna cu lacrimi, va segera cu bucurie. Și ai încredere în Dumnezeu, El va lucra. Mai departe, acest om, cum mai este caracterul lui, este optimist. La Evrei 11:26 are ochii pironiți spre răsplătire, nu dă înapoi, aici e cazul Moise. Și care e diferența dintre un om optimist și un pesimist? Noi facem tabere, facem... Și de multe ori sunt multe probleme. Plouă, noi suntem în corturi, e foarte greu să te deplasezi, să aduci mâncare, să vii cu apa, probleme, sună părinții, spui, gata, asta e ultima tabără, nu mai vreau, m-am săturat. Fii optimist, mergi înainte, totul e bine. Și care e diferența dintre un optimist și un pesimist? O pildă mă dau. Ca doi într-o groapă adâncă, fără fund, e așteaptă moartea amândoi jos. Unul, ultimele clipe din viață, da? Spune, aaa, murim! Astăzi cam toți. Panicat, aaa, murim! Al doilea, wow, zbor! Să urtă doi la un pahar cu o jumătate cu lapte. Flămânzi. E, dar paharul ăsta nici nu-i plin măcar. Al doilea, măi, dar nu-i gol. Deci caută permanent partea bună a lucrurilor. Și mai spun așa, poate e cam dur, dar e adevărat. Să împart lumea în două părți. Sunt albini și sunt muști. Eu am să, n-am să-mi termin gândul, vă dau voi ca să terminați. O albină, într-un câmp plin de mizerie, găsește o floare și se pune pe dânsă. Dar o muscă, într-un câmp plin de flori, puncte-puncte, continuați. Ce găsește și un sătru. Acum, oamenii de multe ori sunt foarte pesimiști și sunt foarte răi. Vin într-o adunare, găsesc numai negativ. Pleacă la cineva acasă să uită, găsesc numai negativ. Într-o țară sau în altă, numai negativ. Nu nicio țară care să-ți ofere tot ce vrei tu. Peste tot sunt și lucruri pozitive și lucruri negative. Poate, pornind din România, te-ai gândit că în Canada scrie colaci în coadă. Și că fratele a spus că vă rugați că într-o oameni care caut de lucruri, cam greu. Nu ți se dă ușor dolarul acela. E multă muncă, multă alergătură. Fii optimist. Ești în România, fii mulțumit în România. Ești în Canada, zi, Doamne, slavă ți că sunt aici. Cartofi stricat, e cartofi stricat oricum. Dacă îi schimb locul, tot stricat în România. Haideți să calți-te. Măgarul și în Africa e măgar. Nu se face în Africa girafă sau altceva, tot măgar în România. Nemulțumitul din România e nemulțumitul din Canada. Acolo se compară cu unii, aici se compară cu alții. Și tot n-a ajuns la nivelul 2. Doamne, îți mulțumesc de ceea ce am. O mică paranteză. Veneam cu fata mea mai mare, avea 5 ani. Mă, fata mare. Veneam de la magazin, cred că, și noi totdeauna mergem la magazin cu o listă. Ce să cumpărăm? Nu cumpărăm chiar toate lucrurile. Și acum mă gândeam că nu cumva e în minte ei să gândească că a fi pocăit înseamnă a fi sărac. Și nu cumva să asocieze sărăcia cu pocăința, zic că, băi, nu vreau să fiu ca tata, păi sărac, nu-și permite să-mi cumpere chipsuri, tot ce vreau eu, gume sau altceva. Noi mâncăm și sănătos, mai econom ca să ne ajungă. Și acum eu întreb, Emma, ia spune-mi, te rog, noi suntem bogați sau săraci? Cinci ani are. Merge lângă mine un pic și îmi spune, tata, nu suntem nici bogați, nici săraci, avem pâinea care ne trebuie. Ne-a răspuns cu Biblia. Am rămas șocat, surprins și ochi în lacrimi. Zic, Doamne, cât de frumos a răspuns. Deci, fii mulțumitor în starea în care te-a pus Dumnezeu. La vremea potrivită, El te va înălța. Mai departe, la cum este ultimul lucru, apoi mergem la ce face.
cum este, trăiește în așteptare. Și vreau ca să citesc de la Luca ceva. Luca 12:35-36. Ia ca ce spune aici. Luca 12:35-36. Până mai jos. Mijlocul să ne fie încins șfăcliile aprinse. Și fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor ca să se întoarcă de la nuntă, ca să deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Fericitelor de cei pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și îi va pune să șadă la masă și se va apropia ca să le slujească. Fie că vine la două strajă de noapte, fie că vine la treia strajă, fericite robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casă la acest ceas ar veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa că se spargă casă. Și voi, dar, fiți gata că știu omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Deci, cum este un om de care Dumnezeu se poate folosi, trăiește în așteptare? E gata oricând să-i deschidă ușa stăpânului. Îmi spun, Doamne, mai stai un pic, nu veni să repești biserica, că mai am niște conturi de rezolvat. Să rezolv coala. Sau tineri, să ne mai distrez un pic. Apoi îți mă dau total în mâna ta. Nu se poate folosi Dumnezeu de tine. Dă-te total în mâna Lui, cum îi spus la Filipeni. La 2 Corinteni 8:9 despre Filipeni, spune că filipenii s-au dat mai întâi pe ei însăși Domnului și apoi spune nouă, Pavel, prin darurile lor. Nu poți să dai prea mult până când tu ești a tău. Doamne, eu nu mai sunt a meu. Portmoneul meu nu e meu, casa mea nu e mea, mașina mea nu e mea. Dacă îmi cer ceva, la mine mâna e deschisă. E bine și eu. Așa Dumnezeu te folosește. Dar dacă mâna ta e închisă, atunci Dumnezeu nu te poate folosi. Și ține minte, lasă ca Dumnezeu să-ți înnoiască garderoba, dăruind din hainele tale. Lasă ca Dumnezeu să mai adauge la banii care ai, dăruind din banii tăi acela care poate încă nu are de lucru. Vreau să te ajut până îți găsești de lucru. Dacă ține, ai să-ți cumperi o pâine, un lapte pentru copii. Acum, nu știi în ce situații unul sau altul. Lasă-te în mâna Domnului. Eu vă spun că asta îi experimentez în fiecare zi, Galateni 6:6. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea va se cera. Semne zgârcenie. Zgârcenie se cer, nu ai nimic. Și eu cunosc foarte mulți oameni pocăiți, zgârciți, săraci. Și parcă lucrează mult. Parcă se pare că au, dar n-au nimic. Tot se împrumută, tot nu le ajunge, tot nu le merge bine. Cercetați-vă bine, de ce e așa? Nu cumva că la Maleahie, suntem necredincioși cu banii noștri. Deci trăiești în ajutare în toate domeniile vieții tale. Financiar, relaționat, deci în toate fii gata ca să deschizi ușa Domnului Iisus. Deci am văzut cum este omul, ce caracter trebuie să aibă și am început cu aceea, trebuie să fie pocăit, născut din nou, botezat om din casa Domnului și apoi la nivelul care el ar mea. Nu folosește Dumnezeu vase murdare. Câți dintre gospodinii puneți dimineața la soț, nu știu, ceașca de cafea murdare de mai alaltă, ieri de la balcon, care a mai ajuns, eu știu, și niște grizi prin drăsa, poftim iubitele de altă, de o cafeluță. Nu îi spune ceașca curată? Te dai alta curată. Sau câți dintre noi mâncăm într-o farfurie murdară? Sau facem mâncare într-un vas murdar? Dar de ce vă gândiți că Dumnezeu poate folosi vase murdare? Curățiți-vă, spune. Nu mai șchiopătați de amândouă picioare. Ce face acest om? Ce acțiuni face? La 1 Ioan 1:8-9 vedem că acolo scris toată lumea zace în păcat, toți au nevoie de mărturisire, iertare, curățire și nu indiferent de această lume care zace în păcat. Un om care spune că vrea să folosească Dumnezeu în el, ia că în trânsul simte așa, el nu sunt indiferent de cel care zace în păcat. Acum poate cei nepocăiți, poate chiar de la adunare, acum spuneți că da, prea vă agățați voi de noi, dați-ne pace. Dar poate ar n-ați vădă în pace. Fiindcă Iuda spune, smulgeți-i cum? Din foc. Nu-i ca acolo.
Rămân la cană. Spune că smulgeți din foc. Acum, dacă tu nu-ți vezi ruda ta, prietenul tău în foc, tu să fii indiferent. Ei, eu sunt pe calea mea, eu am religia mea, el are religia lui. Dar dacă tu vezi că roadele lui arată foarte clar, că nu născut din nou și merge clar spre ea, atunci comportamentul tău a să fie altfel. Numai decât ai să-i spui, ai să te rogi, ai să faci tot posibilul ca prietenul tău, ruda ta, să ajungă la Domnul. Eu mă rog pentru rudele mele, pentru casa noastră, pentru frații care le-am, surorile care le-am, aproape în fiecare zi. Mă rog, ia ca de exemplu pentru Nina și pentru Iura, când m-am botezat eu, au început să meargă la Nicolae Salvator, și că de atunci sunt aproape 20 de ani, 18 ani. Și azi Dumnezeu a hotărât, și ei au hotărât să răspundă Domnului, deci e vorba de un timp îndelungat de rugăciune, să vă spun cum mă rog. Fratele Sândelui la adunare aici, este? Iaca, Sândelui acolo, dimineața l-am întrebat numele special. Zic, frate, Sândelui a fost răspuns la rugăciune. Eu așa mă rog, zic, Doamne, trimite în viața lui Iura, trimite în viața lui Nina, am sora Angela, oameni care se spun Evanghelia. Sora mea din Chișinău e stomatolog. Și dacă cumva vreun pocăit din Chișinău începe să-l doară dinții, să știm că eu mă rog. El să ducă cu dintele ăsta stricat, cu durere, la sora mea Angela și să spune Evanghelia. A dacă el să duce cu dintele stricat și nu spune Evanghelia, nu face bine, să mai doar o dată. Acum, eu mă rog, zic, Doamne, trimite în viața lui Iura, al lui Nina, al Angela Raimi. Eu nu sunt de ei. Le-am spus din multe ori, nu am ocazia, le mai spun. Dar trimite oameni. Și acum s-a apropiat dimineața, frate, să eu nu știam. Mi-a cuprins acolo pe toți, spune, am vorbit și acum am văzut. Zic, ce vorbești omul ăsta? Ce spuneți, frate, de cine? Păi, lui Iurie i-am vorbit, unde? Eu lucrez cu el. Și acum am văzut. Acum, vedeți, Dumnezeu cum punește căile. Dumnezeu v-a pus în locul în care v-a pus ca să vorbiți, nu treceți. Dumnezeu să poate folosi de voi ca într-o zi ca frate să îngheți să asistați la un botez și să vă bucurați. Unul spune că seamănă, altul ud, dar cine face ca să crească? Dumnezeu. Nu pot să mă vrat eu cu frumul pentru că e rodul meu, Iurie, cu ei, cu Nina. Nu, eu m-am rugat, am spus și am putut. Sândel a pus ce-a putut și el, altul, altceva, ei singuri au căutat. Păi Dumnezeu s-a prins din mintea lor, au înțeles și s-au pocăit. Aleluia! Noi nu putem să mântuim pe nimeni absolut. Așa e. Teologic s-o iei nimeni, deci mântuirea nu e în mâinile noastre. Cum spune lumea ortodoxă, că mântuirea a fost conservată în biserica ortodoxă și preoții o împart. Fals! Nu e nicăieri conservat. Mântuirea în mâinile Domnului, dacă ar fi în mâinile oamenilor, vai de noi! Și fiecare om poate să fie mântuit prin credință. Deci primul lucru tare important, nu fiți indiferenți de rudele voastre. Cei la serviciu, ei merg în iată cum să pocăiesc. Vedeți-i în foc. Și atunci atitudinea se schimbă. Copiii care aveți, rugați-vă neîncetat pentru ei. Când te cerți cu copilul tău, îți apare ură în inimă pentru el. Facă voci, m-am săturat de el, ducă-se la lume, facă ce vrea. Când te rogi pentru el, Dumnezeu pune dragoste și răbdare. Și tu aștepți să-l vezi pocăit, ce înseamnă credință, tu închizi ochii și te ghibă că fiica ta e în față, spune poezii pentru Domnul. Fiul tău cântă în fanfară sau orchestră sau predică. E mare bucurie când închizi ochii, așa va vedea. Asta înseamnă prin credință. Să nădăjduiești în lucrurile care nu se văd. Dacă să te uiți înainte, îți vezi neamul tău, tata tău, soția nepocăită, soțul nepocăit, cum predică Evanghelia, cum e pocăit, cum mergi la adunare. Și cu gândurile astea, tu când te întâlnești cu ruda ta, nu-ți mai este ciudă sau copilul tău sau mine. Tu ai răbdare până în ziua când încolțești în inima lui ce? Sămânță. Al doilea lucru ce mai face, înțelege că doar cuvântul lui Dumnezeu este soluția. Romani 1:16, Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci atenție, Evanghelia lui Hristos e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea cui? Fiecăruia care crede. Înțeleg că singura soluție care e cuvântul, nu-l aduc
la adunare cu cuvinte frumoase, cum îl aduc cu Biblia. Spune cuvinte, spune Evanghelia curată. Apoi trei, își predă viața scopului lui Dumnezeu pentru el. În Filipeni 3 cu 13, Pavel alege ca să facă un singur lucru. La 2 Timotei 2 cu 4, îndeamnă și pe Timotei să nu se încurce cu treburile vieții. Acum întrebați-vă, Doamne, ce dar spiritual am eu, duhovnicesc am eu și cum biserica locală crește prin ceea ce fac eu? Nu-i de vină păstorul că nu crește, sau nu-i lauda lui că crește, partea lui ca să mă înveți, dar biserica crește, Efeseni capitolul 4, prin ceea ce dă fiecare mădulară în parte. Amin? Doamne, binecuvântează-ne, așa să trăim, așa să gândim. Apoi, îndepărtează orice piedică din viața lui Evrei 12 cu 1, orice ne-ar împiedica în alergare, inclusiv păcatul care ce face? Ne înfășoară cum? Atât de lesne. Cum de tăți, un sucrește din frigidier, te întins pe o safam, cu manda în mână, plasmă în față, nu se mă și la aia, dar nu mă mă mai sus. O să pună în muncă, stau acasă niște. Duminica viitoare, Cristo de muncă, trecută, joie de acum nici nu mai sunt foarte obosit, am zis săptămânii și m-am pomenit că m-am depărtat total. Nu, mă ridic, mă duc și spune, mă bucur pe mine să zice, hai la casa Domnului. Apoi, luptă în rugăciune, Filipeni 4 cu 6, nu se înjurați de nimic, ci în orice lucru aduci cerului la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Deci luptă în rugăciune. Omul ăsta se roagă mult, inima lui arde, se roagă mult. Nu în ultimul rând, e bine echipat cu toată armătura sau armura lui Dumnezeu. La Efeseni 6, adevărul, neprihănirea, Evanghelia, credința, mântuirea, cuvântul. Deci aici Pavel când face lista, avea în mintea lui un soldat roman. În coiful mântuirii, platușa neprihănirii, încins cu adevărul, scutul credinții, sabia Duhului, încălțat cu râna Evangheliei Păcii. Și acum doar imaginați-vă, iese în luptă un soldat roman, spune eu, azi n-am să-mi iau coifă, am să-mi dau părul cu gel, așa peste cap frumos, îmi fac o frizură deosebită, să moară dușmanul că nu mai vede numai cât de frumos. Și ia să luptă. Iau sabia și hai, părul meu nu pleacă nicăieri, că e dat cu fixator. Și înainte, întrebarea, cât rezistă omul ăsta în luptă? Cât? Totdeauna inamicul caută două puncte, capul și inima. Prima lăbitură i-a rămas cu fixator. Sau spune că proapă așa neprihănirii. Vrei o viață neprihănită sau o viață păcătoasă? N-ați neau azi platul așa că e grea. E din metal, e grea cu sale. Azi am stau mai ligă. Să vadă pectoralul, tinerii vor, fac flotări. Să fii frumoși. Nu se luptă. Cu cât a să vedeți lupta lui? Chiar dacă are coi, foarte puțin. Spune că luați toată armătura. Și apoi, mai departe, face totul în puterea Duhului Sfânt. Se lasă continuu cărmuit de Duhul Galateni 5 cu 16 și nu împlinește poftele firii. Aici vă dau o pildă scurtă din viața mea. Se lasă continuu cărmuit de Duhul și nu împlinește poftele firii. M-am pocăit, eram la căminul studențesc, trăiam la etaj cu doi băieți în cameră. Eu eram la luptă liberă, unul la box și altul la taekwondo. Toți trei așa zdravini, făcuți, eu eram ras pe cap atunci. Și înainte de pocăință, toate le rezolvam foarte repede. Ne băteam, îi mai chemam și pe ei unde nu ne ajungea nici putere și era tare bine. Noi toți eram trei în sat. Acum eu m-am pocăit. Cântam la gitară și unul dintre vecinii mei, chiar pe stăperit, vine și cântă la gitară un pic. Spui, eu m-am pocăit și la gitară mea cântări necreștini nu se mai cântă. Zic eu, adică nu pot să-ți o dau. S-a supărat, amintește ușa, pleacă înapoi. Am spus că vrea să o dea la unul din Afganistan, care a venit la dânsul și să cânte cântări, nu știu de care. Nu trece mult timp, vine acela din Afganistan, spune, dă-mi, te rog, gitară, că și eu spune că m-a scăpat Sfânta Maria, a început să fac cruce din războaie, din așa, n-am să cânt rău la ea, tot cântări frumoase, bune. Și mi-a uiat inima. Eu nu am pocăit, eram proastă pocăit, îi dau gitară.
Sigur, dar nu lucrez la prostul, nu. A trecut poate o oră, o oră și așa. Dacă tăreți subțiri la cămin, aud în parte înjurături, prostii, târnâială din ghitară. Și mi s-a mărășit otica la un bine, o cosă care are țința asta. Zic, mă duc să-l bată în numele Domnului. Și m-am ridicat, zic, mă duc după ghitară. Și băieții îmi spun amândoi, ei stau întinși ca lei, îmi bat amândoi, spune că dacă ceva bate în tăret, că venim și noi. Gata, zic, am și spete, m-am dus. Și cu gândul sigur, zic, da, una și eu ghitară. Ca înainte. Deschid ușa, îl văd cum stă la masă, acolo fum de țigară, fete pe masă, vodcă. Mai tare, zic, plec spre el. Așa, asta a fost rapid. Duhul Sfânt îmi spune, dă-mi voi mie să lucrez, nu mai ești cum vrei la mine, e pocăit. Doamne, dar ce pot să fac? Eu mă certam cu Domnul mergând spre el. Foarte repede a fost. Dă-mi voi mie. Ajung în fața lui și tac. Ce să-i spun? Zic, dă-te la ghitară. Spune că nu ți-o dau. Dacă mai era o leacă băut, spun, dă-mi ghitară și dacă vrei, ce-o spart de cap. Parcă mai tare mie îți dau una. Dar după cum spun, dă-mi voi să termin. Și eu spun, sparge-o, că nu-i ghitara mea. Dar cui e ghitara? Zic, ghitara e Domnului. Și o care Domn? S-a venit cu Domnul decan, Domnul rector. Care Domn? Zic, a Domnului Iisus e ghitara. Dacă n-ai teamă de El, zic, sparge. Schimbă subiectul. Eu ca tine am mai văzut, eu în armat nu și-am făcut, când am fost, m-am urtat, spun, iau cuțitul, te sparg, mă spăl în sângele tău, foarte dur așa. Și spun, spală-te, niciunul s-a mea. Stop, zic, a Domnul Iisus, dacă n-ai frică, zic, sparge ghitară, sparge-mă pe mine. Și mă întorc și ies din cameră. Ajung după ușă și îmi dau seama, vin în fire înapoi, cam ce eram în duhul, acum în fire. Zic, cum, eu am ieșit fără ghitară? Zic, eu am venit după ghitară și ies fără ghitară, ce înseamnă asta? Și parcă așa mă leg aburit ce s-a întâmplat. Eu acum vă povestesc foarte bine, dar atunci nu aș știu că asta e Duhul Sfânt. Acum îmi dau seama, după multă vreme, într-un camer la mine și băieții și toți ne-au crește. Ce n-au văzut de ghitară? Mergem și noi. Și până să te explic lor ce s-a întâmplat, că ai simțit o voce în interior, nu știu cum să spun, chiar m-au pocăit. În spatele meu, eu încă eram lângă ușă, vorbeam cu ei, într-adevăr din Afganistan, galben la față, cu ghitară în palme. Tremurând spune că, Alexandru, ia te rog ghitara și spune lui Dumnezeu să nu facă nimic. Dar ce am spus? Să facă ceva? Și eu întind mâna ca să iau ghitara, că mă simțeam prost între ei și eu, întind mâna să ia ghitara, îmi sărută mâna, să pun în genunchi și spune lui Dumnezeu să nu facă nimic. Așa, deci ce mă l-ai documentezat ceva? Zic, nu i-am făcut nimic. Și acum iau ghitară, rămân între ei, nu-mi dau seama ce se întâmplă, ei ies din cameră, eu rămân cu ei. Știi, acum vreau să vă dau voie să derulați filmul mai departe, dacă n-aș fi ascultat de Duhul. Biblia spune, umblați continui, cărmuiți, de ce? Duhul Sfânt. Dacă n-a ascultat de Duhul Sfânt, intram, cum m-am gândit eu, dădeam un pumn, el lua cuțitul după masă, poate așa să spargă ghitară, eu băteam în pereți să mai vină încă doi. Și să începe o bătaie bună acolo, poliție, ambulanță și... Foarte urât era. Să merită să ne lăsăm călăuziți Duhul Sfânt. Amin. Chiar dacă avem dreptate, uneori trebuie să tăcem. Când Duhul spune taci, Iisus Hristos are toată puterea. În cer și pământ. Să-i facă pe acei preoți farisei pulvere. A tăcut ca un miel. A dus la jumiere. Și ultimul lucru care vreau să închei. Îi mort față de păcat și viu față de neprihănire. Roman 6:13. Nu mai dă mădularele sale în stăpânirea păcatului. Și se dă pe sine însuși cui? Lui Dumnezeu. Ați fost la mort vreodată? Cine a fost la mort? Mâna sus. Ce face mortul când îmi plânge? Cât de tare n-ai plânge, nu se mișcă. Dacă ai îmbrăcat mortul cu o haină care nu se asortează, îți spune ceva? Dacă apa e prea fierbinte, îți spune ceva că nu-ți calzi? Nu, el e mort. Biblia spune fix așa fiți voi morți față de păcat, nu mai negociați cu el. Gata, el a rămas unde? În trecut. Lasă păcatul. Am văzut cum trebuie să fie un om caracterul, ce trebuie să facă în concluzie. Omul de care se folosește Dumnezeu e acela care a intrat în harul lui prin credință, în timpul său. Îl trăiește în ascultare și îl așteaptă cu nerăbdare. Cât îl așteptați cu nerăbdare?
Nu știu dacă ați auzit în Israel, s-au anunțat 3 cutremure mari. 2 mai mici și unul foarte mare, zic cei din Israel. Și acum spun că al treilea cutremur a să ia Israel de la sud până la nord, tot Israel. Acum acolo se întâlnesc în Israel 2 plăci tectonice, la 2 continente. Deci, pala asta, crăpătura, merge exact prin mijlocul muntelui Măslinelor. La Ioel, capitolul 3, cu 12, găsim scris că atunci când se va întoarce Domnul, picioarele lui vor sta pe muntele Măslinelor și ce să facă muntele? Se va crăpa în două. În vale se va forma Valea Iosafat, valea care vor fi judecate neamului. Acum se așteaptă cu tremurul numărul 1, mic, al doilea, și al treilea mare cu tremur toată țara. Deci plăcile tectonice se mișcă. Se departează, rămâne valea aceea. Întrebarea mea, ești gata ca să te întâlnești cu Domnul Iisus? Uite la tot ce se întâmplă în jur. Trump, America, în lângă Canada, ambasada Americii în Israel, tot ce se întâmplă, uitați-vă în jur că toate arată spre un singur lucru, că Domnul unde? Foarte aproape. Cum trăim? Hai să ne ridicăm la rugăciune. Vreau să închideți ochii un pic. Să plecați capetele jos, lăsați ca Duhul Sfânt să meargă de la inimă la inimă. Stați cu ochii închiși, nu din cauza că e păcat să vezi deschiși la rugăciune, dar ca să vă cercetați personal. Și gândește, ai vrea ca Dumnezeu să folosească de tine cum s-a folosit de Fiul Său, de Pavel, de Ciprian, de Cei Apostoli? Cum crezi? De unde trebuie să începi? Gândește, ești un creștin adevărat sau doar un oaspete al Harului? Îți cunoști chemarea, faci un singur lucru sau te încurci cu treburile vieții? În care-i darul tău spiritual, cum îl folosești? Care-i atitudinea ta față de păcat? Cât timp pe zi stai în Biblie, în Cuvântul Domnului, cât te rogi? Cum te lași călăuzit de Duhul? Și ce crezi că trebuie să schimbi în viața ta? Vreau să întreb dacă sunt oameni care spun, Doamne, am înțeles că trebuie să fac și eu o schimbare. Ridicați-mă în sus ca să mă rog pentru dumneavoastră. Slavă Domnului, slavă Domnului, slavă Domnului, multe, slavă Domnului, dați-mi în jos. Dacă mi sunt și alții care spun, Doamne, și eu am nevoie de o schimbare în viața mea. Vreau să te folosești și de mine, vii curând, vreau să merg cu tine, nu să rămân aici pentru timp. Dacă mai sunt oameni care spun așa, mâna sus. Slavă Domnului, slavă Domnului, slavă Domnului. Părinte din cer, vreau să-ți mulțumesc foarte mult.